Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean. V-am promis că anul acesta, că în anul 2017, am să mă ocup mai mult de latura dumneavoastră spirituală. Să încercăm să ne dezvoltăm mai mult împreună. Pentru că asta mi se întâmplă și mie prin emisiunile pe care le realizez aici și pe care le trimit către dumneavoastră. Ne dezvoltăm împreună mai mult. Este deasupra noastră și este mai dezvoltată decât noi, invitata de astăzi, Maria Timu, care a venit la Brașov. Bine ai revenit, Maria, îți mulțumesc că de câte ori te invit, spui prezent. Nu se poate altfel, m-am obișnuit așa de mult la Brașov și îmi place așa căldura de aici, încât chiar dacă suntem la munte și pare a fi frig, există căldură sufletească. Așa este, frumoasă. Noi ne-am apropiat foarte mult, ne-am împrietenit chiar, vorbim și în afara emisiunilor, facem planuri pe mai departe. Astăzi vreau să vă prezint încă o dată, pentru că dumneavoastră deja știți, dar îmi place să vă bat la cap, să vă arăt încă o dată cartea ieșită la editura Darana, Aproape totul despre iubire și sex, cartea scrisă de Maria Timuc împreună cu Ovidiu Bojor. V-am mai spus și data trecută că în primele capitole Ovidiu Bojor vorbește despre infertilitate, vorbește despre cum să ne dezvoltăm fertilitatea și cum să atacăm această problemă din punct de vedere natural, asta în cazul în care ne confruntăm cu o astfel de problemă. Iar Maria Timuc în această carte scrie partea despre iubire, dar și partea de sexualitate, mai ales partea de sexualitate fără iubire, pentru că spuneai tu la un moment dat în această carte că suntem foarte dominați de sex, foarte dominați de ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel global, că vedem și noi că pornografia se dezvoltă foarte mult, este o industrie în momentul de față care aduce foarte mulți bani. Dar nu cu asta vreau să începem. Vreau să începem cu partea foarte frumoasă a acestei cărți. Am aici în unul din primele capitole pe care tu l-ai scris: m-am născut în ziua în care am început să iubesc, spui tu în această carte. Și ai aici o pildă. Un cioban care s-a întâlnit cu Buddha într-o zi și Buddha l-a întrebat: văd că ai o vârstă venerabilă, poți să-mi spui câți ani ai? Ciobanul s-a uitat lung la Buddha și i-a spus: am 5 ani. Buddha s-a mirat: cum se poate să ai numai 5 ani când ești atât de bătrân? Ciobanul nu s-a lăsat tulburat și i-a spus: am 5 ani, fiindcă acum 5 ani am început să iubesc și cred că atunci m-am născut. Da, de unde ai auzit această pildă? Cartea ta e plină de pilde și de exemple semnificative. Atunci când găsesc pilde care pot să fie semnificative pentru noi, cred că asta am găsit-o undeva într-o carte a lui Osho, dacă nu mă înșel. Osho are de asemenea foarte multe pilde spirituale foarte profunde. De fapt, și proverbele, dacă vrei, proverbele românești, cred că se pot scrie cărți despre legile spirituale doar privind către proverbele noastre, care sunt extrem de profunde. Deci cred că de la Osho am luat această pildă. Sigur că ne naștem în ziua în care iubim. De ce zicem că ne naștem și la bătrânețe? Tu spui în această carte că de fapt în această viață ne naștem de două ori. Prima dată ne naștem atunci când mama noastră ne aduce pe lume, da, și a doua oară ne naștem în momentul în care începem să iubim. Ne naștem spiritual, cu alte cuvinte. Cred că asta a vrut să ne spună și existența lui Iisus Hristos pe pământ prin episodul învierii, că noi trebuie să facem ceva pentru a ne naște în forma noastră spirituală, în forma frumuseții noastre, pentru a ne întoarce la această frumusețe și la această lumină lăuntrică cu care noi venim pe lume, dar nu suntem conștienți de ea. Din păcate, devenim tare greu conștienți de ființa noastră, ca dovadă e faptul că au trecut 2000 de ani de când a venit Iisus Hristos și ne-a spus că ne putem naște din nou, și chiar există această pildă, există chiar și în Noul Testament, în Biblie. Deci despre tipul de iubire despre care tu scrii în cărțile tale, că tu nu ai numai această carte,
aproape totul despre iubire și sex, mai ai și alte cărți, Puterea frumuseții interioare, Pași către tine însuți, Vindecarea cauzală, ai participat și la scrierea cărții Șansa omului în univers, Iubire de nisip, mai ai și alte cărți, aceasta e de versuri, mai ai și alte cărți, numai că aceasta este, ți-am spus eu, cu cât scrii mai multe cărți, cu atât devii mai bună, tot mai bună, știi? Despre tipul de iubire despre care scrii tu în această carte a vorbit doar Iisus prin intermediul Bibliei, pentru că acolo găsim noi lucrurile pe care tu încerci să le răstălmăcești. Într-adevăr, au trecut 2000 de ani și totuși omenirea abia acum începe să se trezească, abia acum înțelege ce înseamnă să iubești. Crezi că numai noi ne trezim abia acum sau e la nivel planetar tot ceea ce se întâmplă? Sunt alte popoare care au descoperit tipul acesta de iubire înaintea noastră? Chiar și poporul nostru în urmă, cumva, dacii, de exemplu, se vorbește despre o înaltă spiritualitate care a existat în cultura dacică. De exemplu, se știe acum că dacii, când își înmormântau oamenii dragi, oamenii apropiați, nu plângeau, ci se bucurau. Era perceput episodul morții ca o trecere într-o lume mai bună, ca o detașare de această corporalitate acasă, care ne strânge, ne constrânge. Corporalitatea, corpul nostru este puțin, este vehiculul minunat pe care și unic într-un fel pe care îl folosim aici pe pământ și de care se folosește spiritul nostru pentru a exista aici și pe de altă parte tot din pricina lui avem sau prin el primim și o anumită constrângere, este constrângerea lumii materiale. Și spiritul nostru se simte nefericit în trupul nostru, în această cutie se simte constrâns? Spiritul singur de la sine nu poate să fie, noi nu putem face spiritul nefericit niciodată. Noi ne facem cumva pe noi, avem mai multe tipuri de corpuri, avem corp fizic, avem corp emoțional, avem corp mental, avem anumite tipuri de corpuri, adică un anumit tip de informație pe care o dezvoltăm în experiența fizică, strict în experiența fizică. Avem două surse fundamentale de informație în această viață. Una este cea pe care o avem în gene, în genele noastre, acolo există o structură informațională, o informație deja stabilită și, să fie bineînțeles, ea nu este doar fizică, deci informația din genele noastre nu vizează doar formele fizice pe care le avem în corp, ci vizează și forme emoționale. Vedem că sunt copii care au talent către matematică, alții copii care sunt atrași de cifre, de matematică. Am citit o carte în care se spunea că noi moștenim și predispozițiile înaintașilor noștri. Asta spuneam, că moștenim predispozițiile înaintașilor noștri, nu doar informații dobândite, noi chiar informații pe care le-au dobândit înaintașii noștri. Eu cred că există informație pe care o avem deja și se poate spune că aceea face parte din destinul nostru, pentru că ce am dobândit prin înaintașii noștri este uneori poate ne ajute în procesul nostru de evoluție sau adesea ne ajută, uneori ne duce în jos pentru că există structuri karmice pe care le dobândim și nu sunt pozitive. Dar eu cred, nu știu acum să mă contrazici dacă spun bine sau nu, eu cred că orice karmă poate fi schimbată. Categoric. Dacă îți dai seama că te prăbușești, da? Categoric. Și că lucrul acesta poate fi karmic, poți să te ridici. N-ar avea niciun sens viața noastră dacă n-ar fi așa. Adică nu am putea vorbi despre un proces de evoluție a conștiinței și nu am vedea că conștiința umană evoluează pe măsură ce trece timpul dacă nu ar fi așa. Și nu ar avea niciun sens dacă ar exista doar un destin implacabil în interiorul căruia ar trebui să ne învârtim, înseamnă că ar trebui să admitem că suntem niște păpuși pe care le ghidează o forță, o putere superioară, de undeva din univers, superioară nouă,
nouă, că nu avem liber arbitru, deci să admitem niște lucruri care nici nu sunt reale. Dacă ne uităm în experiența vieții noastre, vedem, de exemplu, că atunci, în momentul în care ieșim pe o ușă, putem să alegem dacă mergem în stânga sau în dreapta. Deci, chiar în experiența imediată, în cele mai mărunte experiențe ale noastre, vedem că noi avem liber arbitru. Și acest liber arbitru lucrează la nivele foarte profunde, dar primul nivel și cel mai important nivel la care lucrează liberul arbitru, nivelul cauzal despre care vorbesc eu în Vindecarea în cauzală, cărți, da. În cartea Pași către tine însuți, Vindecare cauzală. Să arătăm și aceste cărți, da. Nivelul cauzal al problemelor noastre se ascunde în percepție. Deci, pe de o parte, percepția noastră este cea care poate să facă schimbare karmică, care poate să schimbe karma despre care spuneai. Acea informație, chiar și acea informație cu care am venit pe lume, pe care am preluat-o, zicem noi, pe nedrept cumva, pentru că sunt câteodată lucruri pe care nu le-am greșit așa noi, este. Nu le-am păcătuit noi și ne trezim cu ele în cârcă. Însă, nu știu dacă suntem chiar așa de nevinovați, pentru că spiritul se reîncarnează și este atras în acea familie care rezonează cu el în mod fundamental, cu experiența lui interioară. Deci este vorba de un proces de rezonanță, practic, care se bănuiește. Și noi fizică din... se vorbește despre această lege, vorbește, da? Deci se vorbește. Nu se putem să o contestăm că n-ar exista. Da, însă, mă rog, nu putem să spunem că suntem în domeniul științific esențial sau că este o teorie exclusiv științifică. Suntem încă în domeniul cercetărilor din punctul ăsta de vedere și în domeniul mai exact al credințelor. Scrie în această carte despre iubirea reciprocă. O să vreau să dezbatem câteva capitole pe care tu le-ai scris în această carte. Este idealul pe care toată lumea ar dori să-l întâlnească, oare? Categoric. Nu doar idealul pe care ar dori să-l întâlnească. Este idealul existenței, dacă vrei. În materie de iubire, dacă vrei, iubire pe care o trăim noi în relația cu ceilalți oameni. Într-o relație de iubire reciprocă nu trebuie să fim doar cu un partener de sex opus. Într-o relație de iubire reciprocă putem să fim cu copiii noștri, cu prietenii noștri, suntem într-o relație de iubire reciprocă, cu ființele de care ne simțim foarte legați sufletește. Există întâlniri, zicem noi, ale sufletelor pereche. Dacă vrei, în momentul în care învățăm să iubim, pentru că asta, despre asta vorbesc mai mult în această carte, despre faptul că putem să învățăm să iubim și că noi ne naștem iubitori, dar nu știm acest lucru și tocmai asta este motivul pentru care încetul cu încetul noi trebuie să învățăm să iubim. Lumea se cam destramă și lumea noastră, așa cum o știm, se destramă din ce în ce mai mult și se degradează, tocmai pentru că ia foarte ușor poveștile de viață și pentru că renunță sau ia decizii în momentele lipsite de iubire. Care sunt acele momente lipsite de iubire? Toate momentele în care avem o stare de iritare, o trăire sau de supărare, trăiri, da? Negative. Uh-huh. Trăirea negativă. Trăirea negativă este o trăire destructivă, o trăire care te îndepărtează pe tine de iubire. Sufletul tău nu mai este conectat cu iubirea care este esența ta. Noi în esență suntem în iubire, însă vom descoperi asta pe măsură ce învățăm cu adevărat să iubim. Asta înseamnă a atinge un nivel de conștiință al iubirii, adică a ajunge până acolo să iubim tot ce este în jurul nostru. Tot noi ce suntem la început acum din punctul acesta de vedere, oare? Păi 2000 de ani, dacă înseamnă la început, suntem cam de când a venit Iisus Hristos și ne-a adus acest mesaj. Da, așa e, dar evoluția a fost foarte lentă și foarte invizibilă. Se pare, după cum spunea un
un mare inițiat pe care îl iubesc eu foarte mult, David Hawkins, că evoluția conștiinței este un proces foarte, foarte, foarte lent, dar că cel mai mic pas de evoluție, cea mai mică lumină care apare în conștiința noastră este ca pasul omului pe lună. Așa este de mare. Adică este indiscutabil că omenirea la nivel global a înregistrat o creștere a nivelului de conștiință. De exemplu, astăzi nu mai este ca pe vremea papilor care dădeau o bulă pe papală și le iertau păcatele celor care aveau bani. Nu? Acum să sperăm că nu se mai fac iertări contra cost. Se fac și rugăciuni contra cost. Cum să nu? Ei, dar nu știm oameni cu bani care când au probleme se duc la biserici, dau foarte mulți bani să se roage cineva pentru ei și mănăstirile acum au devenit la fel de interesate de bani. Ce să-ți spun? Că te duci să depui un acatist la o mănăstire și te întreabă câți bani ai dat sau să scrii pe biletul acela cât ai donat ca să se știe cât se roagă preotul din mănăstire pentru tine? Despre ce vorbim? Da, 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 din păcate. Din păcate se mai întâmplă, dar parcă nu mai e chiar așa. Imaginează-ți că atunci făcea asta un papă. Eu îmi imaginez că un papă acum are un nivel de așa natură încât nu mai iartă păcatele pe bani. Că se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, eu o iau mai degrabă, bine, exceptând cazurile despre care mi-ai spus tu, când dar preotul... Dar spune-mi, te rog, un preot poate să-ți ierte păcatele în numele altcuiva? Da, poate să-ți ierte păcatele un preot, dar nu preotul în sine îți iartă păcatele, ci Duhul Sfânt care lucrează prin el. E un lucru foarte interesant aici, să nu fugim de biserică din pricina uscăturilor, adică să nu ne mai ducem la pădure că mai sunt și copaci uscați. Există și copaci verzi și putem sta la umbra lor și adică mai sunt și preoți cu har, da, și preoți este care important sunt buni. Ca atunci când îți alegi un preot să fii tu cel responsabil și tu care, cel care l-alege. Noi nu lăsăm preotul să ne aleagă pe noi. Noi putem să ne alegem preotul. Asta este un lucru foarte important. Să avem o comuniune sufletească, profundă cu preotul, să poată să ne devină duhovnic, să putem să ne ducem la el și să-i spunem orice lucru care ne stă pe suflet. Dar nu e chiar așa, pentru că am să te contrazic puțin și am să dau și exemplu. Mătușa mea, care era o femeie în vârstă, avea 88 de ani, avea și ea niște bani puși deoparte, ca orice bătrân. Și s-a construit aici o bisericuță în Tractorul, în zona Tractorul, și ea a cotizat cu foarte mulți bani pentru că îl iubea pe acel preot cu har, iubea acea bisericuță pentru că era aproape de blocul ei și mergea mereu acolo. Când ea a murit, ea nu aparținea de acea biserică, l-am rugat pe acel preot să vină și el la mormântarea ei să spună două vorbe, nici n-a vrut să se miște, n-a vrut, mi-a spus clar, nu, n-am de ce. Zic, bine, totuși, mătușa mea a cotizat, a susținut biserica în care dumneavoastră ține slujbe acum, nu a vrut să vină. Deci, depinde foarte mult, vezi, îți alegi duhovnicul și totuși dai peste astfel de exemple. Iată, despre asta vorbim. Din cauza asta noi trebuie să chiar să învățăm să iubim și nu numai eu, nu numai tu, chiar și mulți dintre preoții care trăiesc în jurul nostru, din păcate. Nivelul spiritual trebuie crescut. Sigur că e un exemplu dureros. Dacă persoana aceea nu mai există, nu se mai mișcă și nu mai poate să-ți dea bani, să fii preot și să nu te duci la ea, este dezastruos. Asta înseamnă lipsă de iubire. Înseamnă că și preoții trebuie să se alinieze cumva. Cum să spun, să înțeleagă, să înțeleagă ce este Dumnezeu. Că nu vorbim, nu doar să vorbim despre Dumnezeu, ci să aducem în practică cunoașterea spirituală pe care ne-a dăruit-o Hristos și care spune neîncetat iubiți, iubiți, iertați și iubiți. Iertați și iubiți. Preotul ar trebui să fie primul care face acest dar lucru. Din păcate, el e tot om. Din păcate, da. El este după tot om. După cum se vede și această iubire este de mai multe feluri și un alt capitol în cartea ta este despre iubirea posesivă.
Sigur că da. Hai să dăm câteva exemple. Nu e bună iubirea posesivă, din ceea ce am înțeles eu din cartea ta. Să dăm câteva exemple de iubire posesivă, ca cei care ne privesc acum să înțeleagă, cei care sunt pe lungimea noastră de undă, să-și o scoată din cap și din suflet. Ar fi bine să se poată așa de repede, dar măcar să spunem câteva cuvinte despre ea și să-i îndrumăm pe cei care ne ascultă să se intereseze sau să observe dacă au o stare prea mare de posesivitate. Toate ființele umane pot să manifeste posesivitate. Până vedem... și câinii, în iubirea lor, da, manifestă posesivitate. Așa este, dar și papagalii mei. Deci, dacă mă duc, am niște nimfe, dacă mă duc la una să o mângâi, vin celelalte și o ciupesc pe cea pe care o mângâi. Exact cum fac câinii mei, că eu am trei, dacă vine unul să mă bucă, ceilalți s-ar grămadă. Deci, vedem că că toate viețuitoarele... Ființa umană vrea exclusivitatea asupra celuilalt, asupra unuia sau altuia din exterior. Și nu numai exterior. Ființa umană, toate ființele toate până ființele, la urmă. Toate ființele au un pic de posesivitate, au un strop de posesivitate. Numai că, spre deosebire de animăluțe, care au și o iubire necondiționată mai mare decât a ființelor umane, nu? Deci așa mai este. Degrabă ființele umane ne condiționează. Noi, din punctul ăsta de vedere, suntem ceva mai inferiori, dacă vrei. Noi nu avem așa de mare putere de iubire necondiționată. Noi, dacă nu învățăm să iubim, nu putem să iubim necondiționat. O să revenim la iubirea necondiționată. Ne fac posesivi. Asta vreau să spun, că condițiile pe care le punem celorlalți din jurul nostru ne fac posesivi. De exemplu, într-o relație de prietenie între două persoane de același fel, o femeie cu o prietenă cu o altă femeie sau un bărbat prieten cu alt bărbat, se întâmplă adesea să apară o stare de gelozie pentru că prietena ta mai vorbește cu o altă persoană sau pentru că prietenul acelui domn mai iese în oraș și cu un alt domn. Și apare o posesivitate. De ce nu m-ai sunat? De ce te-ai dus? De ce ai făcut? Și așa mai departe. Nu mai vorbesc în cuplu sau acolo unde este vorba de iubirea dintre două persoane de sex opus. Acolo posesivitatea poate să fie atât de mare încât să degenereze de la gelozie, să ajungă la ură, să ajungă la respingere, să ajunge la divorț. De fapt, din cauza asta se ajunge cel mai des la divorț și nu doar la divorț. Din păcate, se ajunge și la fapte mult mai tragice și mai dramatice, la agresivitate, la violență și așa mai departe. Maria, există iubire la prima vedere? Există. Există iubire la prima vedere, dar asta scriu acolo în carte. Așa este, dar Nu cred că această iubire la prima vedere este așa venită din neant. Se întâmplă ceva brusc. Noi o percepem ca fiind bruscă, dar eu cred că în momentul în care două persoane se întâlnesc pentru prima oară, ele de fapt se reîntâlnesc din punct de vedere emoțional. Înainte de această întâlnire fizică pe care au avut-o, oamenii aceștia care se iubesc la prima vedere au avut o căutare a iubirii într-un anumit fel, au dorit-o într-un anumit fel, au gândit-o, au visat-o, se poate uneori și ani de zile să fi visat acea iubire, acea frumusețe fantastică. Noi nu trăim doar prin intermediul conștientului nostru. Cea mai mare parte a vieții noastre este coordonată de subconștientul nostru. Toate gândurile și toate trăirile pe care putem să le avem ani de zile și le ținem acolo și subconștientul le înregistrează, acestea recunosc cealaltă persoană automat de la o primă întâlnire. Asta este în acea moment, în acea primă întâlnire, se întâlnesc, dacă vrei, trăirile pe care cei doi le-au cunoscut poate și ani de zile înainte de întâlnire, le-au trăit, le-au dorit toate visele, toate gândurile
Și acestea se recunosc una cu cealaltă, intră și ele intră într-o rezonanță. Există o lege a atracției în univers care este extrem de puternică și această lege a atracției face să atragem acel om pe care îl visăm sau acea ființă minunată pe care o visăm, să o aducă și de la celălalt capăt al lumii sau, dacă se poate, uneori de pe altă planetă, poate în viitor. Cum e cu iubirea necondiționată? E iubirea perfectă până la urmă. Este iubirea pe care, dacă am putea să o atingem ca ființe umane, ne-ar fi foarte ar bine. Putea să vindece totul. Ar putea să vindece totul. Există și cercetări. Vorbeam despre doctorul David Hawkins, care a înființat în Statele Unite ale Americii o mare clinică și un mare centru de cercetări al conștiinței. Și testele pe care le-a făcut el în această clinică și în acest centru au arătat că dacă atingem nivelul iubirii necondiționate, orice afecțiune pe care o avem în corpul nostru se poate vindeca. Cum facem lucrul acesta? Că poate nu știm să atingem acel nivel de iubire necondiționată. Practic, putem să decidem într-o zi că am vrea eu. Spun, într-o zi aș vrea să ating acest nivel de iubire necondiționată. Prima condiție pentru ca un lucru să se întâmple este să-l ceri. Spune Iisus, cere și ți se va da, bate și ți se va deschide, da? Prima condiție este să ceri. Vreau, îmi doresc, cer, Doamne, te rog, de exemplu, o rugăciune, într-o rugăciune, sau dacă nu sunt persoane care nu cred în Dumnezeu, ne gândim și la aceste persoane și dacă sunt persoane care nu cred în Dumnezeu, pot să se gândească, eu aș vrea să ating acest nivel într-o bună zi. Când vor atinge acel nivel, vor înțelege că există și Dumnezeu și vor simți acest lucru. Deci vor ieși și din ateism. Da, iubire necondiționată înseamnă să nu simți niciodată sentimentul de pismă, să nu bârfești niciodată, să nu urăști pe nimeni niciodată, să nu invidiezi niciodată. Ce înseamnă iubire necondiționată? Nu, vei ajunge acolo, nu. Vei ajunge acolo. Acolo nu poți să ajungi brusc. Nu se poate ajunge din start. Într-o asemenea stare sunt bebelușii, da. Dacă vrei. Bebelușii. De aceea Iisus a luat odată un copilaș mic, un bebeluș, și le-a spus celorlalți, iată, până nu veți ajunge precum acest prunc, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin această ușă, prin ușa iubirii, da? necondiționate, prin iubirea lipsită de orice condiție. Cum punem noi, de unde punem noi din interiorul nostru, de unde punem noi aceste condiții, de unde ies aceste condiții? Ies din trăirile noastre negative, trăirile pe care le dezvoltăm în relația cu evenimentele vieții, în relația cu problemele de viață, în relația cu oamenii din jur, cu situațiile inerente vieții, că adesea trecem prin situații care sunt predestinate, de exemplu, să pierdem oameni apropiați, să ne moară cineva, să fim părăsiți, să părăsim și noi. Trecem prin aceste situații și în toate aceste situații noi acumulăm negativitate. Acumulăm suferință, acumulăm frustrare, acumulăm furie, acumulăm ură chiar, acumulăm tot soiul de trăiri negative și toate acestea ne îndepărtează de starea noastră fundamentală, de iubirea care ne-a adus pe lume. Și cu care probabil am plecat de bebeluș, da. Deci de noi, unde am plecat, da. Noi, practic, când venim pe lume frumoși și curați, și apoi, pe măsură ce creștem, ne facem mai mari, deci în experiența vieții, noi pierdem legătura cu iubirea. Noi suntem într-un proces de evoluție. E foarte interesant acest lucru. De ce? Experiența în corpul nostru material ne pune în fața unor probleme necunoscute nouă. Aceste probleme necunoscute, la aceste probleme noi avem reacții adesea negative și înregistrăm toate aceste reacții în subconștient. Ce înseamnă a ne duce către iubire necondiționată? Înseamnă a începe să curățăm din subconștientul nostru toate aceste vechi cutume pe care le-am format în experiența vieții, adică toate trăirile negative, să renunțăm la ele și în fiecare zi și de fiecare dată și în fiecare clipă când suntem în fața
unei provocări negative, noi să avem pentru ea un răspuns pozitiv. De exemplu, mă deranjează o prietenă. Îmi creează un lucru și e drept ca eu să mă supăr. Faptul că e drept ca eu să mă supăr nu-mi justifică lipsa de iubire. Nu-mi justifică supărarea pe ea, deci eu trebuie să șterg această supărare și eu pot să fac acest lucru. E alegerea mea. Aici intervine liberul arbitru. Deci, la un moment dat, ca să ne descărcăm această negativitate, noi trebuie să conștientizăm că suntem ființe spirituale, că suntem ființe pline de iubire, că am venit pe lume pline de iubire și că trecem pe drumul de a recupera ființa noastră iubitoare, de a ne întoarce la ea. Pentru aceasta trebuie să ștergem informația negativă acumulată în subconștient, într-un mod conștient. De fiecare dată să fim atenți la modul în care reacționăm. Mai spui tu foarte frumos în această carte că atunci când iubești mai multe persoane, acestea simt iubirea ta și se îndrăgostesc de tine. Da, spun asta pentru că când tu ești emițător, când ești emițător și transmiți sentimente de bine, de cald, de iubire către persoanele din jurul tău, acestea simt acest lucru? Da, dar nu, tu nu transmiți voit, să fie bineînțeles. Câmpul tău energetic, deci noi și există și dovești științifice acum că în jurul nostru există și un câmp energetic. Câmp energetic care se schimbă în funcție de trăirile pe care le avem noi. Schimbarea poate să fie și instantanee. Acum pot să mă simt minunat cu tine și dacă trece un gând negativ prin mintea mea, pot să mă simt într-un dezastru. Deci câmpul nostru energetic își schimbă culoarea, își schimbă puterea, își schimbă semnificația. În funcție de storiile noastre suflete și de afecțiunile pe care le avem. Când noi suntem în stare de iubire, câmpul nostru energetic transmite această trăire iubitoare în conștiința persoanelor din jur, la orice distanță. Dacă o persoană se gândește la tine cu iubire, atenție, dacă se gândește la tine cu iubire, va primi iubire. Există și riscul ca atunci când câmpul tău de iubire emite iubire în mediul înconjurător, o persoană care nu se gândește cu iubire la tine va primi înapoi toată negativitatea pe care a emis-o către tine. De ce? Pentru că iubirea, câmpul luminos și strălucitor al iubirii, nu permite intrarea nici unei negativități și nici a niciunei forme negative, de da. Vibrație negativă din mediul înconjurător. Adesea noi preluăm negativitate din mediul înconjurător în câmpul nostru energetic luminos și plin de iubire din compasiune pentru a ajuta și pentru a ridica cealaltă persoană, chiar inconștient. Să facem asta. Dacă spunem că vrem să facem asta, facem și este bine să facem, pentru că a spus Hristos, de aceea stătea la masă cu vamișii și cu păcătoșii. A spus, eu nu am venit pentru cei buni, eu am venit pentru vamiși și pentru păcătoși. Sigur că da, pentru că atunci când oamenii coboară foarte mult energetic, adică se îndepărtează foarte mult de iubirea care este în interiorul lor, ei nu se mai pot ridica singuri. Și de aceea, oamenii când sunt disperați, când nu se mai pot ridica singuri, trebuie să meargă la un preot, la un psiholog, la un prieten, la un vecin, la o persoană. Să stea de vorbă cu cineva, despre aceste stări. Să stea de vorbă cu cineva despre acele stări, să iasă, poate să nu stea de vorbă, să iasă din câmpul energetic de joasă frecvență în care se află în acel moment. Nu poți doar rugându-te. Poți și rugându-te, dar disperarea, deci vorbim, de exemplu, despre persoanele care se sinucid. Aceste persoane ajung într-o stare de asemenea disperare încât puterea lor este zero.
Deci puterea acolo, unde este puterea, este zero. Persoana nu mai are liber arbitru, nu mai poate să aleagă singur. Sigur că putem să ne rugăm și sigur că rugăciunea este o putere. Dar vreau să spun că am cunoscut adesea de-a lungul timpului și în urmă, în anii din urmă, mi s-a întâmplat și mie să trec prin momente când nu puteam să mă rog. Se întâmplă. Da? Există momente când nu putem să ne rugăm. Adică am picat atât de tare în găleată, în starea aia de negativitate interioară, încât puterea noastră de a ne ruga este distrusă. Ce înseamnă asta? Înseamnă dacă noi nu ne mai putem ruga, dacă noi nu mai putem gândi nimic pozitiv, nimic frumos, nimic bine în jurul nostru, este o urgență maximă să folosim cea mai mică urmă de liber arbitru pe care o mai avem și măcar să facem un pas din casă, să punem mâna pe un telefon și să mergem telefon, la cineva cu care să stăm de vorbă. Să mergem la cineva cu care să stăm de vorbă și să-i spunem: mă simt disperat, te rog ajută-mă. Iată ce-mi trece prin minte, te rog ajută-mă. Este o urgență maximă. Spun asta pentru că depresia este, de exemplu, una dintre maladiile cele mai frecvente. Cred că a ajuns, sau dacă n-a ajuns, știu, statisticile arată că prin 2020 va ajunge principala cauză de boală în toată lumea. Da, acum avem cancerul, în viitor o să avem depresia. Oricum, dacă nu e pe locul întâi acum, e pe locul doi. Și tot este. Și tot este foarte extinsă. Mai mult, nu este diagnosticată suficient, este subdiagnosticată. Să ne gândim că există mulți oameni care suferă de depresie și care nu ajung la un doctor. Deci faptul că este subdiagnosticată poate să ne ducă cu gândul că este posibil că ea de fapt să fie pe primul loc în cauzele de boală. Tot în această carte a ta și a lui Ovidiu Bojor, Aproape totul despre iubire și sex, scrii că lumea nu mai ține la fidelitate. Da, nu mai ține la fidelitate. Păi e evident. A ținut vreodată lumea la fidelitate? Noi a ținut, vorbim, da? Da, când vorbim despre fidelitate, sau eu când vorbesc despre fidelitate, vorbesc despre fidelitatea față de iubire. În primul rând, fidelitatea față de iubire. Există și fidelitatea față de tine însuți, pentru că adesea putem să ținem de fidelitatea față de o persoană. Și fidelitatea față de persoana aia nu este nici fidelitate de sine, nici fidelitate legată de iubire. Sigur că adesea în relațiile oamenilor este implicată problema asta legată de fidelitate în iubire. Pentru că cuplu, nu suntem, da? În cuplu, în nu cuplu, suntem pentru cu că un partener. Se întâmplă să fii căsătorit cu un partener și să umbli cu altul. Păi da, dar acum depinde unde e iubirea. Aici este întrebarea. Întrebarea este unde este iubirea. Problema este că cuplurile nu se mai căsătoresc din iubire. Nu toate. Nu toate, dar multe dintre ele nu se căsătoresc. Și când dar ei ori... toți cred că se căsătoresc din iubire. Aproape toți și cred că se căsătoresc de la, din și iubire. Și cuplurile de la Hollywood care se căsătoresc, se căsătoresc din iubire și divorțează și... după 6 luni. Da. Nu? Da, este o problemă este foarte... Este o iubire care trece, nu? Este... Ce e asta care trece în 6 luni? Asta care trece în 6 luni nu mai este iubire. Este doar... Plăcere, probabil, nu? Este și oamenii plăcere. Nu reușesc să facă diferența între iubire și plăcere. Ai un capitol în carte, deci... Aia este. Nu doar între iubire și plăcere. Nu suntem încă structurați interior, structurați psihologic. Noi trebuie să ne căsătorim și când suntem destul de maturi din punct de vedere psihologic. Până când nu avem maturitatea necesară interioară, ar trebui să poate să nu ne căsătorim, să amânăm acel moment și pentru sex și pentru iubire, când suntem suficient de maturi și când știm că am făcut acest pas și în afară de asta nu mai fac altul. Cam așa s-ar pune problema dacă vrei să ne referim la fidelitatea în cuplu, pentru că fidelitatea față de iubire poate se e un fenomen care poate fi extins la tot ce înseamnă viață și când vorbim de fidelitate față de iubire, noi trebuie să alegem întotdeauna să iubim și să punem iubirea în primul plan în relația cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, cu toate ființele și cu toate persoanele și aceasta este cu adevărat o fidelitate față de iubire.
Spune-mi adică puțin iubirea că noastră să necondiționată. Atingem, trebuie să atingem și punctul acesta. Spune-i tu în carte să nu faci sec de la prima întâlnire pentru că singur îți fur căciula. Da? Dar vezi și tu că lumea este bazată pe instincte. Sunt oameni dependenți de pornografie. Sunt oameni dependenți de violuri. Aceștia sunt, unii dintre ei sunt bolnavi, ăștia care sunt dependenți de violuri, sigur. Bun, ăia sigur sunt reglați, bolnavi, dar ceilalți... Sigur sunt bolnavi. Și cei care fac pornografie și care vând sexul, mă rog, e o problemă care... Eu ce nu... problemă au cei care trebuie să acceseze tot felul de site-uri pentru a avea anumite plăceri? Sau să se uite în tot felul de reviste pornografice? Există diferite diagnostice, acum trebuie să întrebăm un psihiatru în mod exact... Care ar putea fi diagnosticele respective. În orice caz, nu este sănătos și nu are nicio legătură cu iubirea. Civilizația asta noastră care se grăbește, care vinde sexualitatea, care da, există o foame de sex, spuneai tu. Și nu numai foame de sex, se cumpără și dragostea, pentru că vedem că sunt oameni care au atât de mulți bani încât își închipuie că se poate cumpăra dragostea și își cumpără câte o domnișoară frumoasă sau chiar câte o doamnă își cumpără un domn tânăr și drăguț, dar asta nu înseamnă că putem să cumpărăm iubirea. Este doar o păcăleară pe care persoana și-o dă cumpără, da? Înșiși, da? Da, sigur, e așa o haină în șifonier, însă nu e iubire, este cu totul și cu totul și cu totul altceva. Din păcate, lumea ar trebui să scape de lucrurile astea, însă lumea în același timp se află la nivele de conștiință diferite. Fiecare de la nivelul lui de conștiință își justifică faptele sau trăirile sau întâmplările sau existența în felul lui și pentru el, el e într-un fel sau altul în căutarea fericirii. Din păcate, există căi foarte greșite de căutarea fericirii și dar acestea despre căi, care vorbești sunt unele dintre dar există căi care ne vor ajuta să simțim mai multă iubire. De unde începem? Că nu mai avem foarte mult din emisiunea de astăzi. Începem de la noi înșine întotdeauna. Nu din afară, nu din altă parte. De la noi înșine și de la o decizie a noastră. Putem să spunem că ni se trage din copilărie lipsa iubirii pentru că părinții nu ne-au iubit, de exemplu? Se poate, sigur că dar da. Dar sunt copii abandonați în orfelinate care poate nu vor cunoaște dragostea de mamă, de tată niciodată și reușesc să își depășească totuși condiția. Da, asta pentru că asta chiar am explicat în carte. Da, păi în de acolo primul rând am acest citat, lucru. Da. Da, sigur că da. Se întâmplă acest lucru pentru că de fapt totul depinde de alegerea persoanei. Există copii care iubesc precum căței. Iubire necondiționată, adică îi spui dă-te mai încolo, îi dai una peste blană, scheaună și după un minut vine înapoi și iubește, da. Și te iubește. Cam asta este reacția pe care copilul care a depășit traumele din copilărie o are față de părinții care l-au traumatizat sau care l-au părăsit total, față de mediul care l-a traumatizat și reacția aceasta, alegerea de a iubi necondiționat acele persoane, de a le înțelege comportamentul destructiv și irațional, pentru că este un comportament irațional, firește, ne ajută să creștem din punct de vedere al energiei și al conștiinței noastre, să devenim luciți și mai mult să iubim, să iubim oamenii și să fim mai puțin traumatizați de-a lungul vieții. Pe de altă parte, aceia dintre noi care se împiedică de traumele din copilărie excesiv sunt persoane care au decis să reacționeze greșit, să păstreze resentimente, să păstreze frustrare. Ei trebuie să lucreze mai mult cu ei înșiși. N-am spus că este imposibil, ci trebuie la un moment dat să înțeleagă ceva e în neregulă cu mine dacă mi urăsc mama, dacă mi urăsc tatăl, dacă mă simt încă frustrată în relația cu ei, dacă nu mă simt bine cu copilăria mea, trebuie să merg la un terapeut, să merg la un preot, să fac ceva, să scap de această încărcătură a resentimentului, pentru că este ceva ce ne blochează fantastic în viață. Ne blochează tot în fantastic. Carte spui că e bine să începem ziua cu afirmația am încredere în iubire. Oh, dar nu numai cu asta.
Dar nu numai cu asta. Mai sunt am și putea... alte afirmații aici. Sigur că mai da. Sunt, mai sunt. Eu te iert pentru ceea ce mi-ai făcut. Eu mă iert că am acumulat în mine acest rău. Îi cer iertare corpului meu, fiindcă i-am pricinuit rău. Câte prostii băgăm în corpul nostru și trebuie să-i cerem iertare aceasta pentru acest lucru. Aceasta e terapia iertării despre care, pe care o dă o inițiată minunată, Lule Vilma se numește. Așa este. Și care are niște sunt cărțile ei la editura Darana, da, așa. Extraordinare sunt extraordinar cărțile ei. De bune, această metodă de iertare este preluată din una dintre cărțile Lulei Vilma, cred că Lumina Sufletului, sau Puterea Iertării, cred, Puterea Iertării. Deci, da, sigur, putem să ne facem orice fel de afirmații pozitive. Putem să spunem, de exemplu, în loc, nu pot aia, nu pot să fac cealaltă. Sunt nefericit, sunt trist. Măi, dar dacă aș spune, ia uite, dar pot să fac, da, pot să fac, da, iată, sunt vesel, dar mă gândesc că astăzi voi fi vesel. Mă decid că astăzi voi fi fericit. O să las toată nefericirea din urmă, tot ce s-a întâmplat ieri și astăzi decid să fiu fericit. Trebuie să spunem că, practic, încă o dată, liberul nostru arbitru este puterea conștiinței noastre. În momentul în care noi, în mod conștient, schimbăm o afirmație în minte, gândim diferit, în negativ, în pozitiv, în acel moment tot ce înseamnă ființa noastră se restructurează, aude tot subconștientul nostru, începe să ne ajute în sensul acestei decizii, acestei alegeri. De aceea e important momentul de dimineață, când ne-am trezit sau când am plecat de acasă. Precum și momentul, iar foarte important, momentul înainte de culcare, ce gândim înainte de culcare. De ce e așa de important ce gândim înainte de culcare? Pentru că tot ce gândim înainte de culcare se petrece la un moment dat pe o lungime de undă, pe o frecvență mai înaltă, și totul se duce direct în subconștient, iar subconștientul mestecă toată noaptea ce am gândit noi. Și dacă noi am gândit urât, dacă am urât, pe de altă parte, am avut sentimente negative sau iritare sau supărare, toate acestea vor fi amestecate de subconștientul nostru de-a lungul nopții, iar ceea ce introducem în subconștient, să fie foarte clar, ne afectează viața. Nu ne afectează doar ziua următoare, doar zilele următoare, uneori poate să ne afecteze profund și grozav viața întreagă. Sunt momente în viață când avem intuiții puternice, avem tot felul de informații care vin parcă din altă lume. Ai scris și în carte despre acest lucru, cartea e la librăria Ralu Amen Bun, despre instinct, premoniție, intuiție. Ne ascultăm instinctul? Ceea ce simțim prima dată e întotdeauna cel mai bine? Da, de obicei ceea ce simțim prima dată este corect. Ascultăm primul gând care ne vine în minte sau stăm și mai judecăm încă situația și după aceea luăm decizia? Depinde ce simțim. Deci intuiția fundamentală are loc, de exemplu, atunci când cunoaștem o persoană, o să vedeți că primul impuls, prima senzație pe care o ai despre persoana aceea, când îi întinzi mâna, când o privești, aceea devine relația ta cu ea. Este cumva cunoscut acest fenomen de percepție automată la prima întâlnire. Este o percepție profundă a sufletului, este dar nu numai față de persoană, de persoane, față și de situațiile vieții, da? Primul gând, primul impuls care ne vine, acela e cel mai bun. Uneori da, adesea da, cel mai adesea da. Dacă asta cumva, dacă nu suntem impulsivi, dacă știi? Cumva, da, dar depinde și la ce nivel de conștiință suntem. Atenție! Pentru dacă că, suntem la un nivel da, jos și ne vine un gând rău în minte, nu la, e în regulă. Atenție, deci asta am vrut să spun. Dacă nivelul nostru de conștiință e jos și ne vine în minte că trebuie să ne ducem să îi facem un rău vecinului, atunci acela trebuie să îl oprim. Aceea nu este o intuiție. Atenție, intuițiile au o putere pozitivă. Intuițiile ne ghidează pozitiv și au frecvența fundamentală a binelui. Ne duc doar spre bine. Nicio intuiție nu conține în ea energie negativă.
Mulțumesc, Maria, că ai fost alături de noi. Cartea ta, din care am tot vorbit astăzi, Aproape totul despre iubire și sex, Ovidiu Bojor și Maria Timuc, este la editura Darana, dar se găsește la librăria Ralu. Este o carte minunată pe care trebuie să o citiți și e necesar să o aveți în bibliotecă, pentru că, din punctul meu de vedere, e ca o Biblie. Poți să o deschizi oriunde și să citești la orice pagină, pentru că te vei regăsi în orice pagină. Mai avem Pași către tine însuți, Puterea frumuseții interioare, o altă carte scrisă de Maria Timuc, Pași către tine însuți, Vindecarea cauzală, tot Maria Timuc, toate cărțile pe care le prezint sunt la librăria Ralu. Altă carte apărută și a tot la editura Darana, Jocul divin, Șansa omului în univers, Maria Timuc, Alexandru Mușat și Valentin Nedelea. Maria Timuc, Iubire de nisip, avem aici versuri, da, pentru cei care sunt îndrăgostiți de poezie. Și mai sunt alte cărți pe segmentul acesta de dezvoltare personală, care sunt apărute la editura Darana. Să-i spunem mulțumesc domnului Ioan Busuioc că vine cu tine de fiecare dată și cărțile minunate pe care editura Darana le prezintă aici în emisiune pentru dezvoltarea noastră a tuturor. Meditațiile unui căutător al păcii, confruntat cu războiul, Ovidiu Harbădă. Vă amintiți că a fost aici în emisiune. Este omul care a postit 40 de zile fără să bage nimic în gură. Vă amintiți că a fost aici. Vadim Zeland are mai multe cărți, vreo 5, Spațiul variantelor. Mihăiță Toma are și el foarte multe cărți, Vindecarea prin iubire și iertare a fost subiect de top aici în emisiune. Mihăiță Toma are foarte multe cărți la editura Darana. Dr. Janine Fontaine, Medicina corpului energetic. Ovidiu Bojor cu Laura Miclăuș, Himalaya, de la Ayurveda la medicina modernă. Ovidiu Bojor și Răducanu Dumitru, Plante și miresme biblice. Ce mult îmi place această carte, dar și titlul este cumva așa, care te inspiră. Un alt subiect pe care îl voi dezbate aici în emisiune, pentru că domnul Busuioc mi-a promis că mi-l va aduce pe Mihai Constantin Dianu, cel care a scris Grafologia semnăturii, Arată-mi cum semnezi ca să-ți spun cine ești. Foarte interesantă și această carte. Și dr. Janine Fontaine, Suferințe disprețuite și cărțile, ai spus tu, de Lule Vilma, și ele sunt minunate. Mie mi s-au terminat, pentru că am tot dat telespectatorilor din ele niște cărți extraordinare. Maria, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc foarte mult. Și te mai așteptăm, știu că ai o altă carte. Toată dragostea mea brașovenilor, cu care m-ai obișnuit tu, este meritul tău că m-ai adoptat pentru brașoveni. Mulțumesc foarte ai mult. Ai o altă carte în construcție. Da, cât de curând. Sperăm într-o lună, două, să fie gata și apoi să mai ia procedura de tipar. Va fi o carte de spiritualitate pură și desigur că va avea același rost de înțelegere, de cunoaștere de sine și de întoarcere a noastră către acea iubire necondiționată, către acea putere pe care trebuie să o recuperăm pas cu pas, încetul cu încetul, și să o carte în care vom învăța cum să facem acest lucru. Mulțumesc, Maria Timuc, și mulțumesc eu. Editura Darana, mulțumesc domnul Busuioc, mulțumesc librăria Ralu, vă mulțumesc că sunteți alături de telespectatorii noștri. Sunt Cornelia Crevean, ne revedem mâine. Mâine avem un alt subiect foarte interesant, că tot am vorbit de afirmații aici în emisiune. Mâine vorbim despre afirmațiile pe care le putem face la momente de cumpănă. Vine Niculina Gheorghiță să ne vorbească. Toate cele bune, la revedere!